Patru tineri au scăpat ca prin minune după un accident cumplit în centrul Brașovului. Un șofer de 19 ani a spulberat bănci, un stâlb iluminat și s-a oprit în clădirea primăriei. Martorii spun că ar fi fost într-o întrecere ilegală cu alți prieteni prin oraș. Cursa teribilă a fost filmată, dar vă avertizez că imaginile au puternic impact emoțional. Accidentul a avut loc aproape de 2 dimineața pe o stradă centrală din Brașov. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bolidul de lux gonește pe șosea, depășește o mașină și la un moment dat șoferul pierde controlul volanului. Urmele de frânare încep în interiorul curbei la aproximativ 10 metri în spatele stâlpului. Sunt marcate cu cretă, vehiculul a rulat cu viteză. În acest loc, după 50 de metri, a lovit bordura și și-a continuat deplasarea către clădirea primăriei Brașov. La 200 de metri de la începutul urmelor de frânare, vehiculul a intrat pe trotuar, a rupt un stâlp, a rulat încă 10 metri pe trotuar, a lovit clădirea primăriei în acest loc și mai apoi s-a oprit pe trotuar exact aici. Auzi un bubuitor. Aici e un stâlp de jos, dar aici a venit cu viteză globală. Cei patru tineri din mașină, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, ies din autoturism pe picioarele lor. Apucă să facă câțiva pași, dar sunt răniți și se întind rând pe rând pe trotuar. O altă mașină, în care se presupune că erau prietenii lor cu care s-ar fi întrecut pe șosea, oprește imediat să-i ajute. Cele patru victime erau conștiente, au suferit diferite traumatisme, printre care traumatisme la coloana lumbară, respectiv toraco-abdominale, și au fost transportate la spital. Unul dintre tineri a rămas internat la secția de neurochirurgie, altul a refuzat internarea pe proprie răspundere, iar ceilalți doi au plecat acasă după consultul din unitatea de primiri urgențe. Polițiștii l-au testat pe conducătorul autoturismului pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ. De asemenea, s-a procedat la testarea acestuia și pentru consumul de substanțe psihoactive, rezultatul fiind de asemenea negativ. Un alt accident tras aproape la Indigo a avut loc tot pe un bulevard din Brașov și tot noaptea trecută. Un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina într-un stâlp de iluminat și a rămas fără o roată. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.